În perioada 24-25 iunie, pe aerodromul din Balota se organizează o nouă ediție a meetingului aviatic Drobeta Fly-In. Evenimentul va debuta sâmbătă la ora 11, iar intrarea este liberă pentru toată lumea. Anul acesta o să avem avion biplan de acrobație de la Timișoara, avion de acrobație de la Cluj, avion de acrobație al Aeroclubului României de la Brașov. Aeroclubul României este partenerul meu, la fel de important ca și partenerii privați care vin din toată țara. Vom avea de asemenea parașutiști, vom avea planor, motoparapante, va fi de amploare. Participanții vor avea posibilitatea să vadă un adevărat spectacol pe cer, din care nu vor lipsi acrobațiile aeriene, parade de parașutism și demonstrații de aviație susținută de proprietarii de aparate de zbor private din toată țara. Participanții la eveniment au posibilitatea de a experimenta zborul cu avioane de mici dimensiuni deasupra municipiului Drobeta Turnu Severin. Fiecare an după spectacol am oferit această posibilitate participanților, bineînțeles cei curajoși, să urce într-un avion de două locuri sau de patru locuri, în funcție de ce am avut disponibil, și în ultimii ani pot spune că nu a rămas nimeni care să nu zboare. Intrarea va fi gratuită, iar cei care vor participa vor avea ocazia să vadă un spectacol de excepție în care vor fi angrenați piloți experimentați ce vor executa zboruri în carusel și picaje. Evenimentul se desfășoară sub egida Federației Aeronautice Române.